Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au avut la sfârșitul săptămânii trecute o nouă înfățișare la judecătoria sectorului 6. La sosire, interpreta a fost mai reținută în declarații, dar nu s-a putut abține să arunce o săgeată înspre tatăl copiilor ei. De ce ați străutat procesul de la Bulentin la București? Pentru că e mai sigur aici. La ce vă referiți? Pentru că așa trebuia să se strămutem, las avocații să facă tot ce este posibil și bine pentru acești doi copii minunați pe care eu și Gabi avem împreună. Aceasta a cât a înfățișare este? Nici eu nu mai știu, doar că îmi doresc foarte tare să se termine. Mulțumesc, o zi bună! Mulțumesc. Aveți voi aici? Da. Să nu am cerut aprobare, doamnă. Puteți să vă citiți în sală, doamnă. Gata? Da. Mulțumesc. Cum comentați ultimele ieșiri ale fostului soț, să zicem așa? N-am ce să comentez, credeți-mă. Dar să vedem ce declara solista în 2019, imediat după ce a luat decizia de a divorța. După umilință, abuz emoțional, infidelitate, renunț la viața falsă și tristă. Dacă la judecătorie nu a vrut să intre în detalii, cu ceva timp în urmă, artista scria: de fiecare dată când ajunge de prin cluburi sau de prin vacanțele pe care le petrece cu diverse doamne, îmi trimite mesaje de amenințare și intimidare, că instanța va decide în favoarea lui. A fost o vară foarte încărcată pentru dumneavoastră, cât și pentru... Foarte încărcată. Da. Vis-a-vis de pensia alimentară, ne puteți spune? Nu vreau să comentez nimic, nu știu absolut nimic. Suntem aici și atunci domnii vor decide. De aceea suntem într-o instanță. Mulțumesc. Cu minute bune în întârziere a venit și Gabi Bădălău, căruia presa mondenă i-a atribuit vara trecută o idilă cu Daniela Crudu, pe care ar fi dus-o într-o vacanță exotică. Dar despre bârfe, aventuri și mondenități, omul de afaceri nici nu vrea să audă. Cu ce gânduri? Cu gânduri bune. Acuzații foarte grave din partea soției. Da? Să fie sănătos. Scuză-mă, te rog. Acuzații de infidelitate, de... Ați întârziat. Mai sunt cale, mai există vreo cale de împăcare? Eu cred că ar fi civilizat să poți să intru, te rog. Sigur că da. Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au căsătorit civil în 2015, de ziua îndrăgostiților. 5 ani mai târziu, cei doi își dau întâlnire în sala pașilor pierduți. La ieșirea din sala de ședință, care a fost una extrem de tensionată, Gabi Bădălău a oferit un scurt interviu. De respect pentru tine că îți faci meseria și cred că stai de câteva ore bune pe aici, o să stau cu tine 2 minute. Singura mea rugăminte e să mă întreb lucruri serioase. E vorba de copii și nu vreau să mă întreb cancanuri. Dacă vrei cancanuri sau țigăneală, vine soția mea și cu ea 100% faci țigăneală. Te ascult. A fost o ședință foarte dură, doamna judecătoră a țipat, care sunt motivele? E o ședință secretă, nu pot să spun ce s-a întâmplat, așteptăm termenele. Sper ca doamna judecător să ia decizia cea mai bună pentru copiii noștri. Spuneți-mi, vă rog, fosta soție a adus martori împotriva dumneavoastră? Nu a adus martori, nu, încă nu. Dumneavoastră aveți martori împotriva ei? Avem martori, dar la alt termen. O considerați o fostă soție nu bună? Nu consider nimic, o consider mama copiilor și o respect în continuare. Este o mamă bună? Cu siguranță se poate și mai bună. Credeți că veți obține custodia copiilor? Eu nu am declarat că vreau custodia copiilor, vreau un viitor cât mai bun pentru copiii mei. Adică sunteți de acord ca cei doi băieței să rămână la mamă? Doamna judecător o să decidă lucrul ăsta cum e mai bine pentru copiii noștri. Fosta soție spune că nu i-ați dat pensia alimentară. Încă o dată, am început interviul ăsta din respect pentru tine, am zis că stau 2 minute de vorbă, vreau să vorbesc lucruri serioase. Vrei cancanuri și țigăneală, vine soția mea, cred că stau o oră cu tine. Mulțumesc frumos și o seară bună continuă. Spuneți-mi, vă rog, tatăl dumneavoastră ce spune despre acest... Treabă-l pe tatăl meu, mulțumesc frumos! Dar iată ce declara tatăl lui Gabi. Au stat separat de noi, sunt doi inconștienți. Au 2 copii superbi pe care noi îi iubim și ei își bat joc de ei.
Aveți impresia că eu am fost de acord? Sau cel puțin nu m-au întrebat de căsătorie, așa cum nu mă întreabă nici acum? Gabi Bădălău s-a înșelat în privința ex-soției sale. Încă doamna Bădălău a făcut tot ce a stat în putință să se eschiveze de la întrebări, nici de cum să mai comenteze pe marginea căsnicii. Doamna Pătrășcanu, a fost o ședință destul de furtunoasă, ca să zic așa. De unde știți? Păi, s-au auzit țipetele doamnei judecători. N-am auzit, eram prea concentrată. Stați, numai un pic, vreau să-mi iau la revedere. Da. La revedere. Ne auzim telefon după ce termin. Mulțumesc. Spuneți-mi, mă rog, aveți un nou, aveți grijă, aveți un nou termen? Am văzut acum singur așa și mă luați. Da. Aveți un nou termen, nu? Da. Acum care au fost primele discuții vis-a-vis de custodia copilor? Credeți-mă că nu vreau să vorbesc. Da. Nu v-a spus soțul? Soțul mi-a spus. Soțul, pentru că nu am divorțat. Sper să divorțăm. Nu o să ne lungim un secol. Vă pare rău că v-ați căsătorit cu domnul Bădălău? Sunt cea mai fericită că avem doi copii minunați. Deci ne-a dat Dumnezeu doi copii minunați. Da, asta este adevărat. Trebuie să fiu atentă la cum traversez. Este cel mai... Da, da, vă ajutăm noi, vă ajutăm noi. Da. Mă faceți să râd. E bine că mă faceți să zâmbesc. Până la urmă, vis-a-vis de... Vă rog, da. Deci vă băgați prea în sufletul meu, așa vreau să intru în mașină, să ajung acasă. Copiii, minorii unde vor fi? Copiii sunt la tatăl lor în momentul acesta, dacă asta vreați să mă întrebați. Credeți că veți obține custodia copilului, adică aveți martori împotriva domnului Bădălău? Adică cred. Poate... Copiii trebuie să stea la mama, așa este de când lumea și pământul. Dar aveți martori împotriva... Îmi permiteți să închid ușa, n-aș vrea să fiu fără bun simț, da? Mulțumesc! O seară bună!